clădire veche de aproape 300 de ani din centrul Timișoarei așteaptă reabilitarea. Vorbim despre primăria veche din Piața Libertății, un monument istoric care, din păcate, a căzut pradă timpului și a ajuns într-o stare avansată de degradare. Restaurarea va veni în curând, însă nu va fi făcută de proprietari, adică primăria Timișoara, ci de Universitatea de Vest din Timișoara, care este concesionar și care are sediul unei facultăți aici. Aceasta este Primăria Veche, o clădire monument istoric din Piața Libertății. Aici își desfășoară activitatea și Facultatea de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara. Imobilul așteaptă restaurarea de mai bine de 30 de ani, pentru că s-a degradat foarte mult. De la tencuială căzută, la uși vechi sau pavaj denivelat în curțile interioare, toată clădirea are nevoie de o reabilitare completă. Momentan, UVT va face reparațiile urgente. Noi ne-am propus ca pentru începerea anului universitar să reabilităm partea de rețea electrică care era foarte veche și partea de rețea termică, adică partea de calorifere și mici intervenții la ferestre, curțile interioare și mai sunt câteva lucrări care țin de igienizarea sălilor. Însă universitatea vrea să investească și să restaureze ca la carte clădirea primăriei vechi, de care se vor bucura timișorenii și turiștii. Noi avem parte din clădire preluată pe 49 de ani în concesiune. Dorim să clarificăm aspectele acestea cu primăria, să preluăm aproximativ toate spațiile de acolo. Și de asemenea primăria să ne predea un proiect pe care înțeleg că l-au realizat și care este definitiv, urmând ca noi să implementăm acest proiect, să realizăm această reabilitare pe care ne-o dorim cu toții. Iar un prim pas a fost deja făcut. Consiliul Local a aprobat un parteneriat între Primăria Municipiului Timișoara și Universitatea de Vest, prin care instituția de învățământ a preluat în comodat pe 50 de ani clădirea primăriei vechi, cu condiția ca în următorii 5 ani să înceapă un proiect major de reabilitare, estimat la aproximativ 15 milioane de euro, care prevede inclusiv punerea în siguranță a clădirii, schimbarea tuturor rețelelor, a fațadei, reabilitarea fațadei și așa mai departe. Primăria veche a fost construită între anii 1731 și 1734 după cucerirea Timișoarei de către austrieci, când coloniștii germani stabiliți în cetate au cerut autorităților o primărie proprie.